Belelele se țin scai de Narcisa. După ce a fost eliberată condiționat zilele trecute, bruneta a intrat într-un nou scandal cu iz penal. Haideți să vedem despre ce este vorba. Narcisa a avut din nou o ieșire absolut necontrolată. Totul s-a întâmplat la un mall din capitală, unde bruneta a fost acuzată că ar fi furat baticuri. În ajutorul Narcisei a sărit vânzătoarea din magazin. Săptămâna trecută, Narcisa a stat timp de 4 zile după gratii după ce a bătut-o pe Beyoncé de România. O nouă infracțiune ar trimite-o de urgență după gratii. După ce a fost eliberată, artista și-a dedicat tot timpul fiului său. Ați petrecut puțin timp cu Alberto? Da! Ați venit cu băiatul la mall? Da, trebuie să... Să mai liniștească și el un pic? Să-l îmbrace. Stresul pare să fie și motivul pentru care Narcisa a mers zilele trecute la o clinică privată pentru un set de analize. Dacă o vor ajuta să-și mențină în frâu nervii, rămâne de văzut.